ireal. Nu-i capot, n-a dat. Nu știu ce a oprit asta acum. Cred că a văzut poliție în față ceva. Hello, hello. Give you 100, no problem. Like this. Hold it. Like this, like this. Thank you so much, you're very kind. Și asta e a treia, dar am dat pe lângă ea, săraca nu știu să filmeze sus. Dar pe lângă, știi cum? Like this. What is calling? What? I'm Miss Call. Bayerloș. Ah, ok, 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 I get it. Hello. Șansele sunt foarte mari că dacă vreodată ați sunat la un customer support. Sunt super curios să văd. Ah, so the world in that way, dangerous the road. Oh, dangerous. E faza cu scooterul, frate, eu pe scooterul ăsta am dat. Dragi prieteni, după foarte mult timp vedeți pe canalul meu un apus și trebuie să știți că tot timpul când o să vedeți apusuri pe acest canal, înseamnă că bătrânul Backpacker Life s-a întors și este așa cum îl știți voi. Iar în acest clip o să încercăm să îmbinăm, să vedem dacă vom putea face treaba asta, exploratul unei insule absolut demențiale de aici, din Filipine, și să vă explic câteva lucruri despre mine, despre personalitatea mea, despre viața mea, despre schimbările din viața mea și să văd câți dintre voi sunt chiar curios la sfârșitul clipului să-mi spuneți, să-mi scrieți în comentarii câți dintre voi v-ați dat seama more or less de cum e viața mea acum, ce schimbare majoră am decis să fac și care va fi more or less cursul natural al lucrurilor. În acest video o să vedem și peisaje absolut demențiale, dar o să ne bucurăm în ghilimele și de sărăcia lucie prin care trece această țară. E un video interesant pe care vă recomand să-l vedeți relaxați în pat sau în fotoliu pe un ecran mare și să vă bucurați de lipsa de creativitate a bătrânului Backpacker Life. Love you! Vă spun o chestie și ar fi bine să o băgați la cap și să nu uitați niciodată. În momentul în care cineva vrea să vă schimbe, în momentul în care o situație vrea să vă schimbe, eliminați cinevaul sau situația. Picture together. Yeah. Okay. Hi. Where are you from, brother? Saudi Arabia. Wow. How about you? I'm Romania. Oh. Care sunt șansele să cunoști pe cineva din Arabia Saudită aici în Filipine? Voiam și să vă zic că astea nu prea sunt așa backpack your life. Nu? Hmm?
călătoria noastră prin Filipine. Asta ar fi cel de-al treilea descălecat al lui Backpacker Life în Filipine. Evident că începe în Cebu City, dragi prieteni. Am o grămadă de chestii pentru voi, am o grămadă de timp de recuperat, o grămadă de lucruri pe care le-am în minte, pe care vreau să le fac. Și din nou vreau să-mi cer scuze pentru faptul că am ignorat aproape total acest canal în ultimul an de zile și am livrat conținut cu mult sub nivelul așteptărilor. Dar da, gata, am trecut, we are back, ne-am întors. Acum sunt în drum către apartament. Problema este că aici în Cebu traficul este out of this fucking world. Și acum, de exemplu, a și început să plouă. Vă rog eu frumos, acum să dați like acestui clip, mă ajută foarte mult și până acum nu v-a rugat decât de vreo 8.943 de ori. Deci puteți să faceți asta și a 8.944 oară. Love you! Yes, sir. Thank you! No, deci traficul e pur și simplu la alt nivel și am luat decizia să cobor mai repede, pentru că altfel nu se poate. Ia uite la aici! Hey! Hey, Philippines, best country in the world. Thank you, thank you. Welcome to the Philippines. My truth is a ten-headed beast. I'm possessed. Never stops telling. Cebu City e practic capitala insulei Cebu, ce se află în regiunea Visayas. Filipinii are practic trei regiuni, ai Luzonul unde este Manila, ai Visayas unde este Cebu și Mindanao unde o să mergem de aici, o să plecăm mai departe. Ideea este că această zonă, și anume Cebu, toată insula asta pe care mă aflu acum, de fapt regiunea în sine este formată din 168 de insule, insula principală fiind Cebu, iar orașul în care mă aflu acum este Cebu City. Locul este foarte recunoscut, insula e foarte recunoscută pentru plajele extraordinare pe care le are. Eu am făcut niște vloguri aici prin 2018 și anul trecut în 2022 în care v-am prezentat exact lucrurile pe care poți să le faci, poți să înnoți cu whale shark, sunt o grămadă de chestii foarte mișto. Doar că eu acum mă îndrept către zona Mindanao, mergem către Zamboanga. Asta este o zonă pe care nu am vizitat-o niciodată. Doar că am 3 zile aici în Cebu City și am zis, bă, ar fi interesant să fac acest video în care să vă prezint niște chestii drăguțe, zic eu, pe aici, prin oraș și să împletesc cumva și cu povestea mea personală legată de, din nou, știți cum e, singurătate, idei de viitor, planuri, lucruri de care mă plâng, lucruri care îmi plac, lucruri de care nu mă plâng, and so on and so forth. You told me to hold this pose and my breath fills a new ego every day like a masquerade. My core is untouchable. Acum noi trebuie să găsim o variantă prin care să ajungem la cazare. Uite, m-am văzut băiatul ăsta cu scuterul. Ia să vedem ce mă ia. Mă ia boss-ul. Hai, vino cu. Hello. I need to get to Riala Tower 1. How Riala? Okay. How much? 85. What? ID park. Yeah. How much you want? How much you please? Can you tell me how much you want? 100. Okay, okay, it's okay. Are you a blogger, sir? Yes, sir. This is what I do. One second. How many of you are here in Cebu? I will stay for 1 week. One week? 1 week maybe. So,
every day you shoot a vlog? Not every day. It depends. Yeah, it depends. From where are you from, sir? I'm from Romania, sir. From Romania. Yes, yes. Hai că m-a luat bossul ăsta. Mă duce, stăm în zona cea mai bună, evident, ca de obicei. De-abia acum pot să-mi fac check-in în apartament. Ne băgăm în apartament și cum avem de făcut o grămadă de lucruri. Trebuie să mergem să închiriem un scooter. Pentru că aici, evident că se merge cu scooterul. Second brother, take off this please. Thank you so much. Hai să-i dăm banii lui ăsta, frate. Dacă avem bani, că am uitat să scot acum câteva zile și nu, ba da, avem. What's your page? Give me your phone, I show you. Dacă vrea să vadă care e pagina, care e ala de YouTube, să-i dau omul. Deci locul în care stăm acum se numește Riala Center și basically sunt trei clădiri super mari, iar noi avem la etajul 28. Hello. I have a booking. 2821. 2821, tower 1. 2821. De fiecare dată când la ăștia îți faci check-in undeva, trebuie să completezi o foaie din asta, frate, super drăguță tipul ăsta. Și asta e super enervant pentru că de fiecare dată își cer asta. Să vedem 28 21 28 09. Am luat decizia de curând să stau în cazări ceva mai ieftine pentru că am spart bugetul în două. Iar aici este cazarea mea și au spus că au lăsat ușa deschisă. Ia să vedem dacă așa e. Da, ușa e deschisă. Pam, pam. Opa! Dar ce frumusețe de apartament avem, dragi prieteni! La 26 de dolari pe seară, mamă, backpack, ești înapoi în 2017, vorbesc serios, superb. Am zis că în următoarea perioadă nu vreau să cheltuiesc mai mult de 30-32 de dolari pe seară pe cazare, pentru că, repet, am spart bugetul. No, în fine, apartment tour foarte rapid și foarte, să vă și mai cum se vede, ca review pe geam, stați puțin. Nu e un view extraordinar, o să vi le arăt noaptea, ca se vede mai decent. Avem aici cheia de la cazare, că ăștia au lăsat ușa deschisă pentru că aici nu se poate întâmpla nimic, nu e pericol de nimic. Ia uitați ce frumos! Uitați cât de bine poate să arate patul ăsta. E excepțional. Ai tot ce trebuie aici, astfel încât să gătești, dacă vrei să gătești, da, știți că nu se pune problema. Un frigider în care nu mi-a lăsat nimic ăștia. Nu înțeleg de ce lasă apa afară. Ar trebui să lase apă înăuntru. Asta e părerea mea. Asta e un hol, două prosoape. Coșul ăsta presupun că e pentru laundry. Aici astea ale mele. Mă vedeți pe mine. Și în partea asta, să vedem cum e baia. O, super, mă, ia uitați. Uitați cât de curat și cât de frumos poate să fie, băi. Excepțional. Două lucruri sunt enervante. Unul dintre ele este dat de aparatul de aer condiționat.
foarte multe dintre aparatele de aer condiționat din această țară așa se prezintă. Ok, l-am pornit și să fie ăsta pe high. Sunt aparate din astea care au eficiență zero. Fac o grămadă de zgomot, ăsta văd că e ceva mai modern. Da, nu-mi plac. Nu-mi plac deloc, dar așa e prin toată țara. Iar a doua chestie enervantă e cu dușul. Deci ăsta este un duș care are un fel de boiler electric care încălzește apa. Ce vine? E, problema este că dacă ăsta nu e făcut ca lumea, te poți curenta. Eu am stat în două apartamente aici în Filipine și m-am curentat, frate. Nu a fost ceva nașpa, că nu vedeți cât de cât normal, sau tocmai asta e, că sunt cât de cât normal, probabil că eram mai normal înainte, așa. Dar da, trebuie să ai foarte, foarte, foarte mare grijă dacă ești în zonele mai nașpa ale țării, cu siguranță că în apartamente te poți electrocuta. Deci dacă vezi cablul pe aici pe sus, sună pe proprietar și zi, bă, boss, nu e combinație. A, dar și găleată, uitați aici găleată. În rest, n-am de ce să mă plâng, super ok, patul comod, fericit. Băgăm totul la încărcat și plecăm, pentru că avem de făcut multe, multe, multe lucruri. Happy! Real. Eu încerc să văd, să găsesc un loc unde să-mi închiriez scooter cu azi mai devreme, parcă nu găsesc, frate. Deci erau două aici, le-am băgat pe Google Maps, am ajuns și nu există, pentru că voiam să vă prezint și o traficul din acest loc, nu știu cum am prins. Singura parte goală, singura parte liniștită, pentru că în mod normal e aproape de ora 5 acum. Și da, deci asta aș vrea să fac, pentru că nu găsesc de unde se închiriază scooterul. Pam, pam. That's a problem. Yes, you can send me the details and I'll take a motorbike now when I'm coming, yeah? Okay, I look now on Google Maps and I come. Yes, perfect. Thank you so much. Hai că l-am găsit pe unul care este ține deschis. Problema este că acum trebuie să găsesc un scooter pe care să-l opresc. Nu pot pe nimeni, mamă, deci în mod normal e plin de dăștia cu scutere. Uite-le și pe astea drăguțe de tot. Ce drăguțică e asta, așa? Dar acum nu găsesc, de ce e real, tot timpul te opresc, te freacă ăștia la cap, domne scooter, domne scooter, nu vrei? Și exact acum când am venit, nu găsesc. Here I need to get. Where's that? Let me call. One second. Sunt foarte puține chestii pe această lume mai nebune decât ați lua un scooter într-un oraș de aici din Asia și n-am mai făcut asta până acum. De obicei îmi luam acolo în Da Nang, în Vietnam, dar doar pentru a ieși din oraș. Acolo sunt foarte puțini oameni. Nu m-am luat niciodată în Ho Chi Minh City, în Hanoi, în Manila, niciun caz, iar aici ar trebui să fie cel puțin interesant. Nu știu dacă o să ajungem unde vreau să ajungem, pentru că e destul de târziu, ca să ne prindem apusul de soare. Știți nebunia mea cu apusurile de soare? Dar vedem. We'll try our best. Ce a oprit de asta acum, cred că a văzut poliție în față ceva, nu-mi dau seama, dar a oprit la o distanță de vreo 200 metri de intersecție, pentru că a văzut poliție, cred că n-are actele ceva văzut. Hai că exact acum am ajuns, da, ăștia încă au deschis, mamă, cât noroc o să am, dar traversează, trece omul ăsta, bă, nu-l interesează. Se bagă, așa o să mă bag și eu, sunteți nebuni, lați că așa mă bag și eu. One second. Take this, brother. Thank you, brother. Bye-bye. We have another one outside also. Ah, you also have outside? Yes. Okay, yes. So this one is 800, that one is 600. Okay. And
Hai să vedem de care vreau să iau, că nu pot să-mi dau seama. These are all 500s. These are all 500s, yeah? Yep. Oh, okay. And the other one, 800 you said, no? Yes. The big one, the N-Max. Deci se zice că aia mare. Hai să luăm. This is 800, no? 800. Okay, okay, I want this one. This one? This one, yeah. Am semnat aici tot, ok, uitați, astea sunt scuterile, l-am luat pe la mare de acolo, de la interior, frate, că vreau să stau bine. Thank you. Yeah, the same also. The same. Yeah. It's okay. Asta este scuterul, așa cum v-am obișnuit, îi dăm o tură, astfel încât să vedem. E mare, e super ok, nu știu, nu să găsesc eu parcare cu ăsta. Ăsta e la mare, dar așa mă simt bine, frate, nu știu, nu-mi place cu scutere mici. Diferența e de, nu știu, $4 de la ăla mic de acolo, la ăsta mare. Și mi se pare că merită, fără discuție. This one, perfect. Deci de departe asta este cea mai nebună chestie, frate, la ora. Deci este acum, e, mamă, frate, uite-l pe ăsta. E ora în... aproape ora 18, soarele apune și eu vreau să merg undeva la vreo 6 km de aici. Îmi zice că facem vreo 40 de minute și vă dați seama că ne întoarcem pe întuneric, dar nu e niciun fel de problemă, suntem la explorat, dragii mei. Este un bus cum ar veni, bine, nu e, în mod normal ăsta ar fi jeepney, dar nu cred că e, pentru că se vede puțin diferit. Costă undeva la, nu știu, 10-5 să mergi cu el, ceva de genul ăsta. Am mers prin Manila anul trecut, cei care au văzut vlogul din Manila de anul trecut. Că v-am zis eu că e, cum îi zice, că e un oraș super nașpa Manila, dar v-am prestat niște chestii mișto pe acolo. Să vedem dacă reușim și prin Cebu aceeași chestie. It's not picture, it's video. Video? Yeah. Hi. YouTube. YouTube? Yeah, I'm YouTuber. Hello. What's on YouTube? Hello, yeah, I give you my channel. Go on YouTube and I show you. Here. You see me? Hello, hello. Hello, hello, yeah. Thank you so much. Thank bye bye. Thank you. Deci mergeam în drum către podul ăla și mi-am dat seama că se va face noapte și pentru că se va face noapte nu o să pot să mai filmez cine știe ce. Și am oprit randomly așa pe stradă, frate, și am auzit într-un loc, nu știu ce, un fel de târg. Era să cad iar. Un târg, vai mama lui, habar n-am, și vreau să dăm o tură să vedem ce se întâmplă pe aici. Mamă, deci urlă Rihanna în boxe acolo, frate, și dacă filmez, mare copyright ce-mi iau. Uitați-vă, am ajuns într-un loc, frate, e o roată de asta mare de tot. Uitați-vă, bă, ce e aici. Și uitați aici, este un din ăla cu mingi. La fel, nu e nimeni, frate. Bă, deci nimeni. Hello. How much for one? 3 balls for 20 pesos. Ah, yeah? Okay. Give you 100, no problem. It's okay. Hold it, like this, like this. Thank you so much, you're very kind. Let's see, okay? Let's try. Ah! Oh my god! Mamă, deci m-a filmat fata asta, știți cât de pe lângă am dat să mor eu. Și asta e a treia, dar am dat pe lângă ea, săraca nu știu să filmeze sus, dar pe lângă, știi cum? Mamă, deci m-am făcut de râs, frate, am dat, m-a lăsat fata aia de vreo 7 ori, ceva de genul ăsta. N-am nimeni nici măcar o dată, oricum vă dați seama că e coșul a făcut super mic astfel încât să nu câștigi. E gândit clar așa. Dar foarte interesant locul ăsta, oricum ce se vede pe partea cealaltă,
Trebuie să luăm acum din nou scuterul și să mergem cu el până am ajuns partea cealaltă, să vezi ce e acolo. Ce un hotel. Nici nu știu ce e ăla, frate, nu Star. Cred că e hotel. Stai să întrebăm pe brother ăștia care m-au oprit. One question. What is this hotel? Hotel. It's hotel. Ah, casino. Okay. Ah, hotel in casino. Oh. Aha, okay. Let's take together. Yes, yeah. Like this, everyone. Like this, 1 second. Uh-huh. Like this. Everyone. Am oprit acum cu scooterul foarte puțin pentru că am văzut o zonă drăguță aici cu restaurante și putem să vedem și hotelul ăsta, nu să... Cum zice, mă, nu Star. I-am întrebat pe aia, bă, de câte stele? How many stars? Și a zis, no, nu Star. Și am zis, da, bă, o să am înțeles, dacă e hotel, da, e hotel. De câte stele? Nu e, e nu Star. Ok, am înțeles? Iar aici cred că e un fel de, nici nu-mi dau seama exact, dar cred că e un fel de, asta cum îi zice, promenadă, frate, mamă, cât de mișto e pe aici. Bine, e mizerie, vă dați seama, cu siguranță e foarte, foarte jegos, mai ales eu că am venit acum noaptea, nu se vede mare lucru. Pe dracu, camera vede super bine, ia uite-ți ce aici. Practic un fel de plajă, nu plajă, un dig, apă aici, nu dig, mă, cum îi zice. Nu știu cum se spune, acolo se vede un vapor. Vă rog eu frumos, acum să dați like acestui clip. Mă ajută foarte mult și până acum nu v-a rugat decât de vreo 8943 de ori. Deci puteți să faceți asta și a 8944-a oară. Love you! Gata, am lăsat scooterul aici undeva în spate, trebuie să fac o poză astfel încât să-mi aduc aminte pentru că apartamentul meu, mamă, deci este un haos în seara asta ce e pe aici, e absolut șocant ce se întâmplă în zona în care mă aflu acum. Deci vă rog o chestie, uitați-vă unde mă aflu acum, uitați-vă cum se numește zona asta, cum se numește, cum arată zona asta, da? Este foarte local. Este extrem de ciudată, murdară și acum o să filmez un cadru de aici până la one of the biggest changes I've ever seen in my life. Fiți atenți! Și nu, n-ar fi trebuit să zic changes, ar fi trebuit să zic biggest discrepancies, ca să fim mai ok. Fiți atenți! Deci acum o să las camera să meargă, puteți să vedeți acolo, suntem la secunda 12 acum, 12 și vreau să trăiți odată cu mine, frate. De fapt, n-aveți cum să trăiți odată cu mine, că eu deja am trecut prin șocul ăsta. Să vedeți cât de dubios poate să fie totul aici, în partea asta a orașului. Uitați-vă, deci ăsta este un loc money changer. Uite-i pe ăștia, stau pe stradă. Evident că toată lumea se uită ciudat pe mine, dar suntem obișnuiți. Aici e un restaurant. Deci o zonă cât se poate de local. Ăsta este un water dispenser. N-am din păcate acum fier ca să testez și ca să vă arăt. Din nou, ceva cu mâncare. Lumea stă aici și mănâncă balut și ar trebui să bag și eu, sincer să fiu. Ar fi interesant să bag și eu de aici ceva. Hello. Dar aș fi vrut, pe mine mă interesează să vă arăt șocul ăsta mare, mare de tot pe care l-am avut prima oară când am ajuns aici în Sebo. Uitați, toate prostiile pe care le vrei, pe care nu le vrei. Cât a trecut? 1 minut și 40 de secunde, da? Nu am oprit, n-am mâncat nimic. Pentru că vreau să văd, de fapt să vă prezint
pe aici, să puteți vedea absolut. Iarăși aici mâncare, totul frumos, pam pam. Bă, deci cât am mers? 2 minute? Și fii atent aici, am mers 2 minute și am făcut dreapta și bam! Cred că se vede în spatele meu ce scrie, sau dacă nu se opune un cadru, în care scrie Cebu IT Park. Iar locul acesta este literally exact la colț față de tot jegul ăla pe care l-ați văzut în față. Înainte, pardon. Care e povestea aici cu IT Park? V-am spus într-un vlog anterior că ăștia filipinezii exportă, cum îi zice, resursa umană, exportă oameni. De aceea toate, cum le zice, neniurile din lume sau marea majoritate sunt filipineze. De aceea în România, în momentul în care la Glovo chem pe cineva, persoana respectivă care o să-ți vină probabil că este ori din Sri Lanka, ori, nu știu, 70% din Filipine. În baruri, în terme, mi-aduc aminte, jumate din staff era din Filipine. Am eu prieteni care și-au angajat și-au adus la joburile lor, la business-urile lor, oameni din Filipine. Iar asta arată și prezintă o parte foarte, foarte întunecată a acestei țări excepționale. Blogger, blogger! Give me my milk. Ok. Give me my milk, my sister, my friend. What do you want? Give me my milk, my sister. Money, want money? Buy milk, my sister. Oh, ok, ok. How old are you? 15. 15? And him, how old is he? 3 months. 3 months. My sister. Schooling. Go to school. What is schooling? Yes. What? I'm in school. Are you in school? By your loss. Ah, okay. I get it. Thank you. Together, video together, yeah? Hello! Hello. You live here in Cebu? Oh, yeah. We live, we're born and raised. Born and raised in Cebu? Yes. What? You go to school here, no? Uh-huh. You go to school? Yeah. Very good. And how old are you? 16. I'm still 14 years old. 14 years old? Yes. Very nice. Perfect. Have a good night. Salamat. Oh, bye-bye. Salamat. Thank you. Deci nu e schem absolut deloc, la 200 de metri de stradă aia, pur și simplu mergi și te uiți în sus fără să vrei. Ăsta este instinctul, deoarece sunt numai clădiri înalte, numai zgârie nori, clădiri de 50, 60, 70 de etaje, cum găsești în foarte puține locuri aici în Asia, aici în Asia de Sud-Est. Și întrebarea este de ce? De ce locul acesta se numește IT Park și de ce pe aici sunt toate clădirile astea mega înalte și mega drăguțe pe care le vedeți acum. Șansele sunt foarte mari că dacă vreodată ați sunat la un customer support, la unul dintre serviciile sau aplicațiile pe care le folosiți, dacă ați sunat în limba engleză și ați crezut că sunați, de exemplu, nu știu, în America, să zicem, nu știu că a sunat cineva, sau cei care stau în America, dacă vreodată sunați la un customer support și vi se pare că vă răspunde cineva din America sau cineva cu accent asiatic vă răspunde din America, cel mai probabil că de aici vi se răspunde. Acest loc, toate clădirile astea pe care le vedeți voi aici, sunt call centere la toate firmele mari, AT&T, Verizon sau Verizon, cum? Verizon, Verizon. Toate firmele mari pe care voi le știți au aici call centere. De ce? Din două motive. Unul la mână, pentru că filipinezii vorbesc more or less nativ limba engleză, și doi la mână, pentru că mâna de lucru aici este extrem de ieftină. De exemplu, la ora 1, 2, 3 dimineața, dacă vii și dacă te plimbi prin acest loc, o să vezi că sunt o grămadă de tineri care ies din aceste clădiri să mănânce,
pentru că au pauză. Eu când am ajuns aici pentru prima oară, acum 5 ani de zile, am rămas șocat. Am ajuns pe la ora 12 noaptea și nu mi-a venit să credeți, bă, dar de ce e atât de multă lume aici, ce se întâmplă? Și am vorbit cu două fete, evident cum se putea, și mi-au explicat, băi, toți aici lucrăm în call center. Pentru că una este să plătești un american în Statele Unite ale Americii, cu, nu știu, 2000 de euro pe lună, astfel încât să îți răspundă ție la telefoane, și astea să-l plătești, altea să-l plătești pe un filipinez care probabil că îți face aceeași muncă, nu știu, pe 500 de euro, pe 600 de euro. Chiar mă aduc aminte cu o tipă care am ieșit atunci în 2018, câștiga undeva la vreo 600-650 de dolari, pardon, ceea ce pentru standardele de aici din Filipine era extrem, extrem de bine. Exact cum vă spuneam voi, credeți că eu mai țin minte care e scuterul meu de aici, frate? Deci l-am lăsat azi noapte la 7, nu mai știu care e al meu. A, ne putem uita după cască, că ăla cu cască albastră. Ia uite-l, gata, bă. Deci după cască, mare noroc. How stay safe? How did you? It has there this and look here I have a magnet. Yeah? Can I put here? Oh, yes. And film. Very easy on the moto. Another one. You're gonna discuss your phone. Yeah. Deci țara mai bună ca Filipine pentru a fi content creator nu există. Toată lumea n-are niciun fel de problemă cu camera. Poți să filmezi cu ce vrei tu. E absolut, absolut real. Și acum ne-am trezit foarte devreme, este ora 7 dimineața, pentru că vrem să mergem la un templu taoist. Da, aici în Cebu, undeva la vreo 25 de km de loc în care mă aflu, există un templu taoist pe care vreau să vedem. De sâmbătă și de aceea este foarte gol. Voiam să vă arăt, bă, mi-am pus aseara alarmă să mă întâlnesc pe la 2, spune cât să vă arăt să ieșim pe stradă, să vedeți câtă lume este aici. Nu oameni care vin la distracție, oameni care ies de la muncă sau care au pauză de la muncă la orele acelea. Traficul e super chill acum. Dacă eu pot să merg cu o singură mână și să filmez cu camera, e, da, e clară treaba. Dacă eu pot să fac asta, oricine poate să fac asta, credeți-mă. Hello, sir. Good morning. Good morning. How are you? Very good, thank you. For the temple and for the view, yeah. I have to go that way? No. Just leave your ID. Ah, I need to leave my ID. Yeah. Okay, one second. Going to Taoist temple? Yes, there's Taoist temple and there's... Yeah, yeah. One second. Taoist temple here? Yes. My ID. It's an abort you make. Okay. Perfect. And when I come back, I take it from here. Yes, perfect. Thank you so much, my friend. First corner left, my friend. Just go straight forward. Forward and left. Left. Okay, perfect. Thank you so much. Deci da, cred că asta este singura țară. Uite, am găsit și ochelari.
singura țară, frate, în care poți să filmezi poliția, să vorbești la immigration, să stai cu camera. Da, da. Nu te întreabă nimeni absolut nimic. Nu te critică. Mamă, și exact chestia pe care nu vreau să o asculti într-un templu, și anume zgomot de la muncitori, de la toate nebuniile. Ia uitați aici. Lucrează băieții, taie, coase iarba, crește porcii, numai de-alea. Așa. Băi, eu nu vreau ca voi să înțelegeți acum că la lucrurile pe care le-am scris, pe care le-am avut în discuția anterioară pe WhatsApp cu un bun prieten, eu îi blamez pe cei care aleg să trăiască în altă manieră, în altă manieră decât cea pe care o văd eu cum ar veni acceptabilă. Pentru că asta este strict părerea mea. Sunt un om care vine cu un bagaj de, cum să-i spunem, semi-autism, un om care vine cu izolare pentru foarte mulți ani. Deci nu trebuie să mă luați în serios. Problema este că oamenii care au vieți din astea vin și mi zic mie că, domne, îmi pierd timpul, că sunt singur, că nu o să mai ia nimeni, că nu o să se căstrească nimeni cu mine. Și atunci eu de-aia spun lucrurile astea. Oamenii respectivi îmi zic mie că nu știu ce înseamnă bucuria de a avea un copil, la care eu replic, nici tu nu știi ce înseamnă bucuria de a nu avea responsabilități. Pam, pam. Nu e cea mai bună decizie asta cu urcatul treptelor. Hello. La 30 de grade, pentru că așa aici căldura este absolut. A, uite, zice, nu ai voie să faci poze înăuntru, dar pentru că noi avem camera asta ce pe mine m-a scos dintr-un miliard de situații, putem să filmăm pe oriunde. Vreau să vedeți acum. Zice clar că nu ai voie să filmezi acolo înăuntru. Și eu știu de ce spun chestia asta. Nu că au ei ceva împotriva filmatului, ci pur și simplu că dacă intră un miliard de oameni acolo, ce se va întâmpla? Va ieși un haos total. Ideea e că dacă tu intri și tragi trei poze, nu se stai nimeni de tine. Dar trebuie să faci discret. You don't have a mask? No. Later. Ah, ok. Ce se filmeze la interior, frate? Ce se filmeze la interior, frate? Că n-am voie să intru dacă n-am mască. Uite acum asta, mi-ai zbor, nu filmam. Și mi-a zis, da, frate, nu filmez. Deci nu ai voie să intri dacă nu ai mască. Uite-ți cât de frumos e. Dragonul ăsta, frate, nu deranjam lumea. Foarte frumos. Deci da, să nu filmezi în altar. Asta e foarte important, să nu te lași cadre în altar. Și da, o să respectăm chestia asta. It makes sense. Cătăline, crezi tu că filipinezii sunt proști? Nu. A văzut asta camera imediat a sărit și a zis, nu, puteți să filmați înăuntru. Da. Nici aici nu cred că te lasă să filmezi. Asta e afară. Nu, te lasă pentru că e afară. Uitați cât de frumos poate să fie. Superb. Ce absolut superb templul ăsta. Undeva la vreo, nu știu, 15-12 km ceva de genul ăsta față de zona în care stau. Și vreau să observați și voi cât de ciudată poate să fie această țară. Stăteam și vorbeam cu un bun prieten care vrea acum să plece vreo 6 luni de zile prin Asia. Și omul e la început, adică a fost o singură dată acum mulți ani prin Bali, prin 2014, dar asta nu știu, vreo o săptămână, nu cunoaște Asia. Dar e foarte mare fan. Îl cunoaște, sigur, a fost în clipurile mele de prin America Centrală pe care le-am filmat cu Vlăduț. Am fost cu el, cu fosta lui iubită și cu Vlăduț.
Și îmi zice acum că îl vedem așa super entuziasmat, că o să călătorească prin Asia, că vrea să facă o grămadă de lucruri. Și spuneam, bă, ce mi-ar plăcea mie acum să pot să-mi dau un reset, să am același entuziasm pe care îl avem acum 7 ani de zile. Dar să știți o chestie, chestia, treaba care, să nu fim înăuntru, treaba care îmi ține mie entuziasmul, bă, este YouTube-ul. Deci este YouTube-ul, ideea că pot să vă arăt vouă ceea ce fac. Și de-aia zic că relația asta pe care avem aici pe YouTube o să fie singura care o să reziste de-a lungul anilor, pentru că, basically, eu nu mă bag în viețile voastre, voi nu mă băgați în viața mea. E așa o relație, ne iubim, ne înjurăm, dar de la distanță. Și asta e foarte util. Care nu-mi plac mie foarte mult AirPods-urile, pentru că uitați cum să vă arăt, se duce bateria, frate, și trebuie să fii tot timpul atent la chestia asta. De ce? Le-am pe astea de backup. Nu vă gândiți acum că nu le folosesc, nu folosesc AirPods-urile, dar trebuie să le-am pe astea de backup, pentru că la modul la care le folosesc, în care ascult muzică non-stop și le mai și folosesc pentru navigation și toate nebunile astea, se duc, se duce foarte, foarte repede bateria, iar astea sunt the best și sunt și trademark backpack. Perfect. Thank you so much. Yeah, you're welcome. Thank you. Voiam să mergem acum câte o catedrală, doar că mi-am dat seama că părul meu e absolut oribil aici în părți. Și am găsit locul ăsta unde băieții ăștia tund și vreau să mă tund și eu. Hello. Plecat? I wait here? Ok, perfect. Mă pun aici pe scaunel și așteptăm la rând ca să ne tundem. Ca așa trebuie. Vreau să mă tund. I just want from here like 0 to 1 and the beard with the beard trimmer to 0.5 or something like that. Ia uitați ce e aici, frate, cât păr. Deci haos, haos, haos total. Mamă. Dar mă tund de bine, sigur, bossul. Am încredere. Dacă ați văzut vlogul anterior, m-am întors în Boracay și m-am întors în nota 10. Nota 10. Hai că mă atunci și omul excepțional, mă freacă, mă, toate alea are grijă maximă. Thank you so much. How much? 100. Deci el mi-a cerut 100. Stați să vedeți ce facem acum. Stați să vedeți ce facem acum, că îi dăm lumea peste cap. Pentru că omul e mult prea de treabă. 100 înseamnă, vă zic imediat, că sunt vreo 3 dolari ceva de... Nu, 1 dolar jumate, boss. Și noi, pentru că suntem oameni ok, dacă îmi găsesc banii pe care nu știu unde i-am pus, dar asta aici, o să-i dau așa, frate, că e mult prea de treabă. Take like this. It's ok. Don't worry. You did a good job. Thank you so much. Thank you. Bye, bye. Bye. Thank you. Deci am plătit omului, frate. Dacă vine să cheresc de 10 ori mai mult, mi-a cerut un dolar jumate. I-am dat 15. Super de treabă, om. Chiar m-a tuns. Îmi place maxim. Vreau să vorbim puțin acum despre chestia asta cu datul banilor. Și vreau să vă mărturisesc ceva. Eu, să știți că înainte să fac videouri de călătorie, înainte să fiu pe YouTube, bă, de fiecare dată lăsam bani, mai ales la tuns, la chestii de genul ăsta, mai ales în momentul în care sunt prețuri de-astea, nu știu, extrem, extrem de mici. Dar nu lăsam niciodată de 10 ori mai mult, lăsam, nu știu, de 2 ori mai mult, de 3 ori mai mult. E, de când fac videouri, mi se pare interesant să vezi așa reacția omului când lași mai mult la o chestie. Iar foarte mulți pot să comenteze și să zică, bă, dar actele, faptul ăsta nu e un act caritabil. Faptele bune nu se fac când filmezi.
se fac în anonimat. Eu nu sunt de acord foarte mult cu treaba asta, pentru că, de exemplu, eu acum dacă i-am dat ăsta $10, sunt convins că mulți dintre voi care o să călătorească prin lumea asta la un moment dat, poate și ei o să dea câteodată, poate nu de 10 ori, dar de 2-3 ori o să dați. Pentru că o să ziceți, uite, bă, l-am văzut pe Backpack. Asta imaginez eu acum, cum să ziceți, îmi doresc chestia asta. Uite, bă, l-am văzut pe Backpack, a lăsat acolo. Haide, poate să-l lași eu, că stimulăm economia locală, mai ales în locul de genul ăsta în care se vede clar că oamenii... Vreme legătură cu libertatea, da frate, uite, asta pentru mine este libertate, să fiu pe scuter singur, să mă prind de nebun, să mă duc, habar n-am unde acum, bine, merge către o cascadă, asta înseamnă pentru mine libertate, mă simt liber, mă simt bine, mă simt eu. E, și acum am ajuns într-o zonă extrem de interesantă, pentru că am părăsit drumul principal și ne îndreptăm către cascada. Avem de mers aproximativ 3 km pe aici și e excepțional de frumos. Mamă, deci cât de fericit pot să fiu că sunt singur. Bă, nu vă dați seama câtă bucurie. Frate, cum la vale când mergi, mi se pare că e foarte nașpa de mers cu scuterul la vale sau cu, bine, cu motorul n-am mers în viața mea. Dar eu n-am încredere, frate, de că eu nu pot să merg rapid. Vă, pe așa trec pe lângă mine câteodată cu câte, nu știu, acum am 13 la oră, au trecut unul care avea 40 la oră, frate. Deci trebuie să ai experiență, eu nu aș putea să fac așa ceva niciodată. La urcat, da, e mai simplu, trebuie să fie, uite ce, din asta cum zice, ce asfalt au boși aici. Mamă, bravo, bă. Da, deci la urcat e mai simplu. Nu, deci trebuia să mă opresc puțin, uitați-vă și voi cât de frumos e aici, frate. Băi, deci e excepțional de frumos. Dar cred că vine mașină sau scooter din spate și mă înjură pe urmă. Da, deci foarte, foarte frumos. Extrem de frumoasă țara asta, bă. So the world in that way, dangerous the road. Oh, dangerous. Need guide, so many way. Okay, no problem. Because I had to meet with some friends. Take like this. So the road, 1 kilometer from here. You need guide? What? You need guide? Guide? Oh, guide. So many way, ba. Many way. Many way. Go to falls. Go to falls. So much, brother. Deci nu, n-am cum să mă duc până acolo, pentru că ăsta îmi zice că trebuie să las scooterul aici. I-am dat 50 de pesos și de-aia m-a urmărit de acolo, de la intrare, unde erau ăia și țipau toți. N-am filmat, că n-am fost pe fază. Și a urlat după mine, domne, vino, nu știu ce, te duc eu. Și nu-mi place chestia asta. În plus, e faza cu scooterul, frate. Eu pe scooterul ăsta am dat o grămadă de bani și nu are asigurare. Mi-a zis că dacă îi se întâmplă ceva, pana mea. Și aici mi se pare destul de dubios. Și atunci am luat decizia că nu mai mă duc la cascadă. Ia, fiți atenți aici, fiți atenți, nu știu dacă o să se vadă ceva. Stai să vezi pe ăștia. Ia uzi cum urcă. Don't have money. Ia uzi boss cum urlă. Dăm bani. Deci nu mă simțeam ok să las scooterul acolo, frate. Ăsta e enorm, foarte șmecher. Și pe aici drumul e mega dubios. Și mai ales mi s-a părut ciudat că tipul ăsta... It's okay, brother. It's okay, it's okay. Că tipul ăsta basically erau aici la intrare și a venit după mine. Și bine, eu n-am niciun fel de stres dacă sunt dacă eram cu ghid sau ceva de genul ăsta, era altceva, dar așa nu mă simt eu ok să-mi las scooterul aici. Se pot întâmpla un miliard de lucruri. Și dacă tot am o să vorbesc pe chestia asta, eu sincer să fiu, habar n-am ce vedeți voi acum, pentru că nu știu cât de bine e pusă camera și eu mă orientez doar la drum, pentru că mi se pare horror. Așa, ce trebuie să știți? Că mulți dintre voi vă uitați la anumite clipuri de la mine, clipurile pe care le fac și eu, le făceam și eu când eram holtei, așa, și ziceți, bă, dar sunt locuri periculoase, sunt zone periculoase. Bă, nu e așa. Eu dacă simt 0,00001% că se poate întâmpla ceva, uite, de exemplu, cum ar fi acum cu scooterul, nu-mi convine. Nu vreau să mă bag în probleme. Și atunci, decât să risc, mai bine, better safe than sorry.
fiți atenți și ascultați la mine o chestie. Nu lăsați pe nimeni să vă schimbe. Dacă cunoașteți pe cineva care încearcă să vă schimbe, înțelegeți de la mine că treaba aia nu se va schimba niciodată. Adică mă refer la încercare. Persoana respectivă sau situația respectivă sau oamenii respectivi vor încerca să vă schimbe. În momentul în care aveți o idee nebunească, în momentul în care vreți să faceți ceva special, marea majoritate a oamenilor care se află în jurul vostru o să vă oprească de la acel lucru și o să încerce cumva să vă readucă pe calea de plutire normală. Și asta nu pentru că oamenii respectivi vă urăsc, ci pentru că oamenii respectivi își proiectează versiunea lor de bine asupra voastră. Deci din acest intro vă rog foarte mult să înțelegeți că în momentul în care cineva sau ceva încearcă să vă schimbe, bye! Deci podul pe care o să mergem acum, pe care am pus să mergem ieri, dar nu s-a putut, este ăsta. Gate, nu? Mamă, deci că e tare că poți să pui camera asta, filmezi, n-ai niciun fel de stres. Deci vedeți, avem o parte separată, asta e pentru, în stânga e pentru mașini și aici la mine e pentru scutere. Haideți să vedem cât îmi cer brotherii. Uite, zice cu cash plătim. Ok. Nu scrie cât plătesc, frate. A, 60 de peso și de sub un dolar trebuie să dăm. Foarte ok. Hello. Drăguțică. Thank you so much. Hai să vedem, s-a luat cineva de noi, ne-a oprit poliția până acum, bă, n-am avut nicio problemă. Ceea ce e bine de tot. Oricum, cum v-am zis, aici eu... Da, deci eu sunteți, bă, dacă te oprește poliția și ești în regulă, ăștia îți vorbesc frumos, super respectuoși oamenii. Da. Nota 10 țara asta, bă, nota 10. De freza mea, vă rog frumos. Am ajuns, ăsta este complexul hotelier Dusitani. Pana mea. Dusitani am fost în Thailanda și acum noi mergem doar la bar. E un loc aici care se numește Sunset Bar și că ar fi cel mai șmecher Sunset din întregul Mactan Cebu. Mamă, ce e aici la ăștia, frate, uitați-vă. Super drăguț și am ajuns exact la timp pentru Sunset. Deci am mers undeva la 40 de kilometri, cred. Nu, 60 de kilometri. Ia uitați-vă ce luxeanu au ăștia pe aici. Mamă, ăsta e barul. Cât de mișto. Și Sunset-ul. Terminăm vlogul ăsta cu un Sunset impresionant. Bă, nu știu dacă terminăm cu Sunset impresionant, dar am văzut ceva aici. Ia uitați aici ce piscină, ce tot. Uite ce au ăștia aici, boss. Nici nu știam că e așa ceva pe aici, bă. Mamă, cât de marfă, boss. Sunset Sports Bar. Wow. Frumos de tot, bă. Ia uitați, oamenii la, cum îi zice, aerobic în apă. Uite ce piscină mișto. Am văzut acum și prețurile, două nopți la resortul ăsta costă, așa avem pus acolo pe Booking, nu știu ce, 240 de euro, deci 120 de euro pe seară. Nu mi se pare bine să stai aici atât de bine, să arată atât de mișto. Cât de frumos poate să fie cu piscina aici tot, frate. Deci ăsta e cel mai bun loc pentru a termina video ăsta. Video-ul Revenirii la Libertate. Poate o să vorbim la un moment dat, peste ani și ani, despre lucrurile prin care a trecut Backpacker Life, pe care nu poate să le povestească tot timpul, deoarece, pana mea, sunt chestii și private și recente. Privat o să rămân toată viața, dar nu o să mai fie recente. Și dacă nu mai sunt recente, se poate vorbi despre ele.
cam asta a fost. Am luat deja biletele pentru următoarea țară, pentru următoarele două țări. Înseamnă că o să fie foarte, foarte interesant ceea ce o să vedeți pe canal în următoarele două săptămâni. Vă garantez. Love you. Pa.